Încă un pic, încă un pic. Aia e. Acum ești unde trebuie. Se simte de departe că ați fost colegi, că vă cunoașteți, vă ziceți pe numele pe care nu știu eu, eu vă știu ca Mihai, Michele, Buga. Acum colegul Lupaiescu vă zice Mugur. Ok. Da, chiar. Și să știți că mie, nu mi se zice Costel. Constantin mi se zice. Poftim. Dacă vrei, zic altfel, Mugur, zic altfel. Da. Deci eu cum să spun, Costele, Constantin sau O să-mi Coste? zici Constantin, prefer Constantin. Oricum, suntem deja în direct și putem să ne zicem oricum că ne aude toată lumea. Și am vrut să zic că nu ne aude nimeni. Bună seara, e luni, e 7 și vă invit pe undă verde să punem țara, țările la cale. Iată, am colegi din Partidul Verde și din nordul Italiei, pe domnul Mihai Buga, și din nordul României, de la Târgu Mureș, pe domnul Constantin Lupaiescu. Emisiunea asta din nordul României. Nu e chiar nordul, da? Nu, nu e nordul, dar putem noi să suntem zicem din că e nordul inima României. României, inima care bate de plăpând sau cum acolo. Anunță guvernul că după 15 sigur nu mai extinde perioada de urgență sau starea aceea de urgență, va fi doar o stare de alertă, dar e timpul să ne gândim și la un fel de normalitate ce ne așteaptă după data de 15. Vă propun să analizăm situația. Situația în care avem aproape 1000 de morți. În situația în care avem o rată constantă de îmbolnăviri și de decese. Suntem pregătiți să ieșim din casă, să ne salutăm, să dăm mâinile sau oamenii deja o să se atingă, nu o să se mai îmbrățișeze, o să stea mereu cu măști și cu mănuși pe mână. Și chiar pe internet o să salute așa. Noroc, Gabi! Hai! Hai! Salut, Gabi. O salutăm și pe Gabriel din Suedia. Suntem pregătiți de relaxare? Domnul Buga, am înțeles că vă preocupă situația asta, pandemia. Dumneavoastră sunteți în zona dintre cele mai afectate din lume, nu? Lombardia. Da, păi înțeleg că pe deosebire de România, Lombardia deja a trecut și întreaga Italie la faza 2 din 4 mai. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a emis un decret prin care, așa cum spunea și ilustru premier Orban, O rugăminte pentru ceilalți vorbitori, vă rog închideți microfonul că îl bruiați deja pe domnul Buga. L-am prevenit pe el să închide microfonul, acum a constat că toți fac aceeași greșeală. Deci ca să nu se audă ecou de la el, toți ceilalți închideți microfoanele. Deci vă spuneam că primul ministru a Italiei a relaxat măsurile de restricționare a drepturilor cetățenești. În sensul că dacă în prima fază ne-a obligat să stăm cu excepția celor care aveau dreptul să circule, vorbesc de sănătate, de poliție, de micul grup, să spunem, care avea permisiunea să-și exercite munca, ceilalți erau obligați să rămână la domiciliu, cu excepția ieșirilor cu acel formular de declarație pentru ieșit din casă, pentru cumpărături sau motive medicale sau excepționale, în care oamenii efectiv își puneau întrebarea dacă pot fi amendați sau nu și s-a creat o situație de tensiune, aș zice, exagerată. Aici am să fac o paranteză și pot să spun că în perioada din faza 1, totuși, forțele de ordine italiene au avut oarecare umor în anumite situații. E vorba de un echipaj de carabinieri care a filmat un bătrânel care alerga, probabil la o distanță mai mare de 200 de metri de casă, ca să oxigeneze, să facă jogging. Și carabinierii au explicat că decretul prevede, restricționează ieșirea din casă la situațiile de care vă povesteam, la care bătrânelul se oprește și spune în felul următor: ce, scuzați-mă, dar uitați-vă, eu am 86 de ani.
Eu până acum am avut o viață excepțională, minunată. Eu dacă mor mâine, vreau să mor cu impresia pe care am trăit-o toată viața. Iar carabinierii foarte, să zicem, inteligenți, au postat acest dialog cu bătrânelul pe Facebook. Am fost foarte apreciat și oarecum s-a relaxat atmosfera. Totuși, îngăduința asta a carabinierilor probabil i-a costat epoleții pentru că au difuzat date cu caracter personal și nu l-au amendat pe unul care a încălcat niște legi. Deci, indulgență nejustificată. Bine, și respectarea legilor lasă spațiu la bunul simț și la a vedea dacă într-adevăr suntem sau nu în pericol pentru ceilalți. Pentru că eu între timp am încercat să caut și eu să vedem că, dacă vă aduceți aminte, am discutat rândul trecut despre cele patru categorii de cetățeni în care s-a scindat societatea italiană cu privire la pandemie. Și era vorba de cei speriați și corecți, de cei profitori, de cei care își puneau întrebări și de cei care încă de la început au considerat pandemia ilegală și au luat tot felul de măsuri și au făcut tot felul de demersuri ca să atragă atenția și să impună guvernului să dea înapoi. Poate nu pandemia ilegală, ci stare de urgență, că pandemia e ca și cum ai declara ploaia sau fulgerul ilegal. Ei, uitați-vă că eu, din toate căutările mele, nu am reușit să găsesc definiția pandemiei. Încercați dumneavoastră să o căutați pe internet. Singura chestiune interesantă care mi-a sărit în față a fost declarația lui Anthony Fauci, de care cred că a auzit toată lumea, pentru că este cel... Medicul șef al Statelor Unite, da, tot un italian după nume. Da. Se pare că imigrat din Italia, care, vă spun și exact când anume, în februarie 2020, deci anul acesta, a spus foarte clar că nu există o definiție științifică în ceea ce privește pandemia. Deci eu de-aia am spus legalitatea pandemiei, dacă poate fi, nici măcar nu poate fi contestată, cum spuneți și dumneavoastră, pentru că dacă nu are o definiție, nu poți să știi dacă a fost, dacă poate fi recunoscută sau nu. Eu mi-aduc aminte ce ne spunea unul dintre iluștrii mei profesori de la Iași, de matematică. Deci am analiză funcțională cu el. Se chema, că probabil că nu mai este, Dumnezeu să-l ierte, Nae Gheorghiu, și ne-a întrebat la un moment dat, într-o sală plină de 100 de studenți, dragilor, ce-i matematica după capul vostru? Și își dădeau cu părerea, unul asta. La care el spune, nu, zice, matematica are o definiție extrem de simplă. Este știința care introduce și recunoaște noțiuni. De-aia este obiect de examen, de asta este recunoscută ca una dintre științele, ca știința regină. Deși eu vă spun ca matematician, că inclusiv matematica are o relativitate suficient de mare. Și pe măsură ce ajungi într-un spațiu să discuți, poți să-l consideri închis până la un anumit moment, după care, în momentul când introduci o axiomă sau, să nu zic o teorie, că deja ne extindem mult, treci într-un spațiu complet diferit. Și medicina nu e așa, că e aproape la fel de concretă ca și matematica, nu e teologie și nu e astrologie? Sigur, medicina este o știință exactă care se bazează pe statistici și care... Și pe experimente. Sigur, în funcție de experimente se fac statistici, se dau anumite reguli care în procentaj foarte mare sunt valabile, dar au excepții care trebuie tratate în situații particulare. Același lucru se întâmplă și în antrenamente. Foarte multe chestii variabile, nu?
imunitatea fiecărui organism e diferit, condițiile de viață, nivelul de stres și tot așa. Absolut, absolut. Fiind foarte mulți parametri, în momentul când pierzi din vedere unul din ele, îți schimbă tot comportamentul și, să zicem, regula generală nu funcționează. Gabi vrea să intervină, să da, agite spiritele. Da, eu avem un profesor de matematică, un profesor de fizică, deci o să fie o problemă, și unul care este în Scandinavia. Și eu care-s basarabean din drumul taberei. Exact, exact. Bun. Eu cred că suntem la punctul în care nu mai are rost să intrăm în filozofii legate de pandemie. Poate eventual matematica să ne ajute sau chiar și fizica, sociologia, fiindcă sociologia are și părțile ei matematice, să zic, și fizice. Și cred că trebuie să ne referim la treaba asta. De cealaltă parte, eu citind aproape în fiecare zi și surse din Suedia sau din Italia sau din Franța sau din România, reușesc să fac, să zic așa, ce spun diferiți specialiști, fiindcă fiecare țară are un specialist mai bun decât altul, fiecare țară are specialist mai bun decât alte țară, mă înțelegeți? Și vreau să punctez aici faptul că unul dintre consilierii bordului OMS, Organizației Mondiale a Sănătății, este un suedez. Întâmplarea face ca actualul ministru al sănătății, cum ar veni, a fost elevul acestui consilier la OMS, dar acum este șef, este subalternul ministrului sănătății. Deci rolurile s-au inversat. Unde vreau eu de fapt să ajung? Suedia a abordat o altă tactică, Suedia și Olanda. Dar eu, citind presa din Suedia, este clar că privesc din alt punct de vedere și fiind aici, mergând la cumpărături, eu știu, aici și acolo, cât încă permite treaba, văd lucrurile din alt punct de vedere. Și văd următorul lucru. O parte din economie funcționează, deci se rulează bani, se una alta, dar într-adevăr, deocamdată la momentul actual, sunt mai mulți morți în Suedia, de 3 ori mai mulți morți în Suedia decât în România, dar atenție, majoritatea morților, undeva la 80%, sunt peste 60-70 de ani. Deci, apropo de fizică, matematică, sociologie și așa mai departe. Și trecând dincolo ce spun specialiștii din România și presa din România, sunt isterizați, cifre peste cifre și așa mai departe, și vă spun un singur lucru. Aceste cifre vor fi valabile abia peste un an de zile, atunci când se va face analiza după un an de zile. Deocamdată este prematur să se facă un rezumat și în România, și în Franța, și în Suedia, și unde vreți voi. Fiindcă avem doar 2 luni de zile. Suntem, să zicem, sper eu, pe vârf de pandemie. Așa? Și să vedem unde se stabilizează ea. Dar dacă vorbești despre OMS, Gabi, ar trebui să ai în vedere că asta e o organizație globală totuși și primul mort e de la începutul lui ianuarie, deci putem spune că e deja a 5-a lună de pandemie și a fost declarată pandemia abia pe la sfârșit de februarie, început de martie. Deci ei monitorizează chestia asta mai de mult la scară globală și cred că concluziile lor ar trebui să le luăm în considerație și să nu ascultăm ce spune un necunoscut de pe internet, de pe nu știu ce blog obscur, când, iată, medicii, oameni de știință ne spun altceva și statisticile spun 4 infectați, 4 milioane infectați la scară mondială, aproape 300 de mii de oameni morți, deci cât populația Constanței sau populația Clujului deja a murit la scară globală. Numai dintre cei confirmați câți au murit prin țări unde nu se fac teste, în America Latină, în Asia, în India, în Africa, în Rusia. Rusia zicea până acum că n-a pățit nimic. E, uite că Rusia a urcat deja aproape deasupra Chinei și cam la nivel cu Statele Unite, cu Spania. Da, deci asta, tu ai zis luna ianuarie, eu zic că acest lucru a fost mult mai devreme, cu câteva luni de zile. Și tot din surse oarecum oficiale. Deci
cred că a fost o perioadă de ceață de câteva luni de zile până când și-au dat seama că, domnule, aici chiar este o problemă. Și de-abia de momentul respectiv când și-au dat seama că este ceva problemă, au început de fapt să înregistreze. Ea a recunoscut și guvernul Chinei că n-a raportat date exacte și a corectat doar un pic numărul deceselor și al îmbolnăvirilor. Dar câtă încredere poți să ai într-un guvern nedemocratic, comunist, totalitar? În schimb, am putut vedea rezultatele statisticile oficiale din state foarte democratice. Iată, din Italia, din Spania și din Statele Unite ale Americii. Pe ăștia chiar nu putem să-i suspectăm că trișează. Chiar dacă vin unii cu tot felul de imagini, video, ia uite, l-au plătit ca să zică că e bolnav de COVID. Bun, un exemplar, două, poate vreun smintit de doctor, șef de spital avea nevoie de statistici mai bune. Dar nu poți nega că 4 milioane de oameni sunt bolnavi și 300 de mii au murit. Asta trebuie să fii chiar cu totul sceptic și să nu crezi nici că pământul e rotund, că te uiți la orizont și se vede că e plat, nu? Sau să nu crezi că soarele nu se învârte pe cer așa cum îți pare aparent. Să ne vorbească și domnul Lupaiescu, care-i profesor de fizică și ne poate convinge că nu tot ce zboară se mănâncă. Eu am deschis microfonul acum, că eu chiar voiam să spun ceva în legătură cu statisticile. Eu cred că dacă este vorba să vedem evoluția pandemiei și cât de periculoasă este aceasta, dar numai un pic că revin la asta, că mi-am amintit de definiție. Eu am o definiție a pandemiei, dacă vrei să o iei pe mea, Mugur, atunci eu ți-o dau cu plăcere. Pandemia este o epidemie care se extinde dincolo de hotarele unei țări. Și epidemia constă într-un număr de îmbolnăviri neobișnuit de mare în cazul extinderii unei boli. Acum, ce înseamnă exact extindere neobișnuit de mare, asta știu și definesc medicii și eu nu țin nevoie de o definiție mai bună de atâta. Deci pandemia există. Acum, sigur că s-ar putea să aibă o amplitudine mai mică decât amplitudinea care ar justifica această reacție a omenirii. Dar nu putem să o negăm și sunt niște valori numerice pe care aș vrea să vi le spun. În primul rând, aș vrea să vă spun că atunci când apreciem cât de periculoasă este această gripă, eu cred că trebuie să ne uităm la cazuri închise. Pentru că atunci când vorbim despre cazurile închise, știm ce s-a întâmplat. Cei care sunt activi acum vor avea o altă ieșire, va fi un alt rezultat final, rezultat pe care eventual îl putem ghici dacă ne uităm la cazurile închise. Asta, bineînțeles, dacă ne încredem în raportările pe care le fac țările. Și dacă vorbim despre cazurile închise, eu iau statisticile de pe Worldometer, dar le mai țin și în paralel. Am niște statistici care le țin doar eu. Și vreau să vă spun că în ultimele zile, în momentul că eu pot să mă uit aici pe calculator și voi mă vedeți în timp ce vorbesc, da, puteți. Vreau să vă spun că de pe calculator cred că chiar puteți partaja ecranul. Dacă nu aveți secrete. A fi extraordinar, eu am, dar nu am buton de partajare. Cred că dacă mișcați puțin cursorul pe ecran, va apare un ecran în stânga jos lângă butonul roșu cu receptorul. Cel puțin la mine care v-am sunat, apare așa ceva. Nu am. Atunci dumneavoastră nu aveți. Ok, dar vă credem pe cuvânt. Ești primary speaker? Nu. Enter full screen? Nu. Nu am, că dacă aș fi avut, mi-ar fi plăcut să partajez, să vă spun, să vă arăt și ce statistici am eu. Dar deocamdată, haideți să ne uităm așa. Deci dacă vorbim la cazuri închise, în acest moment, noi avem 16% morți. Deci mai spun o dată, la cazuri închise avem 16% morți. Deci de când se raportează pandemia, avem așa aproape 1.800.000 de cazuri închise, adică dintre cei raportați ca fiind infectați, ori că s-au vindecat, ori că au murit. Din cei 1.800.000 aproximativ de cazuri închise, avem 285.000 închiși prin deces, asta înseamnă 16%. Acum noi sigur ne putem întreba oare să fie acesta un procent real, adică atunci când vom închide toate cazurile, vom avea un procent de 16%? Și răspunsul este cu siguranță că nu, ăsta este un procent foarte mare.
Și poate că ar trebui să ne întrebăm de ce atunci când se declară aceste decese și cazuri închise, declarațiile pe care le fac toate statele astea care intră în această statistică, nu sunt niște date reale. Vreau să vă spun că Italia a stat la procent de decese din cazuri închise mai mult de o lună de zile la 40%. Atenție, 40% din cazurile închise de Italia erau închise prin deces. Și dacă îmi dați voi aici să găsesc numai un pic ca să văd care este acum procentul Italiei la cazuri închise. Dar domnul Buga e în Italia și flutură din cap că nu e de acord, ce nu era așa statistică. E, cred că e informație oficială. Pe old meter ce la apare informație oficială. Pot să spun, profesor, ce alte lucruri, dacă vă rog să mă lăsați să înțeleg la primitația. Italia a stat o lună de zile. Cred că trebuie să închideți microfonul. Da, închideți, vă rog, microfonul. O să vorbiți pe rând. Deci Italia a stat mai mult de o lună de zile la peste 40% cazuri, decese la cazuri închise. Acum Italia a scăzut la 22% decese la cazuri închise. Bun. Dacă încercăm să calculăm un procent de morți în acest moment raportat la îmbolnăviți în lume, atunci o să găsim tot un procent de aproximativ 16%, 15,87% este procentul în lume. Deci, procentele astea sunt totuși enorm de mari, dacă este să o luăm așa. Probabil că ele vor scădea în timp și probabil că procentele sunt atât de mari pentru că foarte multe cazuri care erau de coronavirus nu au fost raportate sau foarte multe cazuri de coronavirus nu au fost detectate. Asta pentru că au fost asimptomatice. Da, asimptomatice sau nu neapărat asimptomatice, dar poate nu au fost detectate și nu au fost luate în statistici. Că s-au îmbolnăvit, cine știe, pentru prin munți, pe acolo, n-a știut nimeni de ei, el e bolnav, poate și moare, dar nu este un caz raportat. Dar haideți să vă spun ceva mai optimist, că asta nu este deloc optimist. Eu cred, e părerea mea, dar numai așa după Flair, că mortalitatea la final va fi peste 6%. Și asta e o mortalitate foarte mare față de aceste pandemii, că în general, dacă mortalitatea este peste 3%, deja este îngrijorător de mare. Eu cred că aici o să fie de peste 6%, dar, repet, nu știu exact câtă bază putem să punem în statistici. Însă, ceva încurajator vreau să vă spun și văd că în canalele de mass media nu se pomenește și nu se discută lucrul acesta. Eu cred că dacă vrem să vedem dacă a trecut sau nu problema, presupunând că este reală, da? Despre partea conspiraționistă discutăm mai târziu. Trebuie să ne uităm la numărul de cazuri active și cum evoluează acestea. Și dacă ne uităm la numărul de cazuri active, o să vedem ceva foarte interesant. Și anume o să vedem că Italia a avut un vârf de cazuri active în jur de 19-20 aprilie și din 19-20 aprilie, respectiv 108.000 de cazuri active, numărul de cazuri active a scăzut ușurel până ce acum sunt vreo 83.000. Deci a scăzut cu peste 20.000 numărul de cazuri active. De ce spun că numărul de cazuri active sunt importante? Pentru că numărul de cazuri active sunt cele care pot sau nu să sufoce sistemul sanitar. Pentru că noi știm că aceasta este ca o gripă și știm că probabil 70% ne vom îmbolnăvi. De ce am făcut toată această, nu știu, această piesă de teatru colosală la nivel planetar? Pentru ca să nu sufocăm sistemul sanitar. Cum îl sufocăm? Păi îl sufocăm dacă ne îmbolnăvim toți deodată. Și dacă, să zicem, cei 5% care sunt în stare foarte gravă ajung toți în spital și ajung toți deodată, sistemul sanitar nu face față. Și ca să se aplatizeze această curbă, s-a decis să se oprească țările pur și simplu ca să nu ne îmbolnăvim. Ne vom îmbolnăvi cu toții tot în același procent. Dar această îmbolnăvire se va întâmpla în timp și sistemul sanitar trebuie să poată face față. Deci, cred că numărul de cazuri active este cel mai important lucru. Și dacă o luăm așa, Italia a trecut de vreo cât două săptămâni și mai bine de vârf, dar vreau să vă spun că Spania a trecut de vârf și mai de demult. Dați-mi voie să mă uit un pic pe Spania. Dacă aș putea să fac partajare de ecran, mi-ar plăcea, pentru că aici sunt niște... Arăt eu acum, arăt eu de pe Worldometer Spania.
Excelent. A, dacă poți să arăți, atunci Că nu este putem, extraordinar. nu putem Voi nu puteți spune că vedea, este dar un publicul vârf. vede. Publicul vede. Eu nu aș zice că este un vârf, fiindcă există teorii conform cărora, după această perioadă de vară și odată începând sezonul rece, deci din toamnă, se presupune că aceste cazuri se vor relua. Deci de-aia specialiștii suedezi au spus, vom vedea după un an de zile cum ne raportăm. Deci toată situația este provizorie și rețineți, diferă de la țară la țară cazul, diferă chiar de la zonă la zonă, trebuie luat și aspectul cultural aici și diferă chiar și de la om la om, fiindcă unii au o imunitate mai bună, alții mai scăzută, etc., etc. Dacă ne uităm pe alte tipuri de statistici, gen cât ce populație îmbătrânită are, ce incidență de cancer are, media de vârstă, care este starea fizică, noi intrăm deja în alte domenii. Mă înțelegeți? Deci de aia eu n-aș, părerea mea, eu opinez că vom vorbi peste, să zic, 7 luni de zile, vom vorbi alte cifre. Deocamdată aș prefera, părerea mea, să ne raportăm la niște cifre provizorii. Mulțumesc. Vreau să zic că eu n-am vorbit despre cifre, eu vorbesc despre evoluție. Și anume, când trece vârful? Și vârful în Italia a trecut de mai bine de 2 săptămâni, în Spania a trecut ceva mai de demult. Ei cu câteva zile înainte Italia au fost pe vârf și s-au dus în jos. Rusia și Statele Unite sunt în creștere, deci de la zi la zi ei au tot mai mulți bolnavi în stare activă. Da? Suedia de asemenea se duce în sus, dacă vă uitați pe grafice, este încă în creștere. Iar România, că asta ne interesează, a fost, dați-mi voie să mă uit exact aici ca să văd situația României. Situația României este așa, în 29 aprilie am avut cei mai mulți bolnavi, respectiv 7700, și din nou 29 aprilie suntem pe un fel de platou ușor descrescător. Deci de la zi la zi cazurile cam scad, în 9 mai am avut 7280, și în 10 mai 7350. Deci numărul de îmbolnăviri nu crește și asta este un lucru foarte bun. Pentru că, nu numărul de îmbolnăviri, mă scuzați, numărul de cazuri active. Adică se scot în sensul de a fi vindecați suficient de mulți încât sistemul să nu fie sufocat. Și asta e un lucru foarte bun pentru că reușește să facă față foarte bine sistemul nostru sanitar. Eu vreau să spun acum, asta e în legătură cu modul în care evoluează pandemia și cred că din punct de vedere al datei în care s-a hotărât să se iasă din starea de urgență, eu cred că este în regulă după 15 mai putem liniștiți să ieșim din această stare. Eu mai cred că nu va fi un al doilea val, dar este doar un flare al meu, sau că nu va fi un al doilea val care să fie de o violență care să ne îngrijoreze. Cred că vom putea trece doar cu puțină grijă peste situația care va fi în toamnă. Cam asta voiam să vă spun despre pandemie. După părerea mea, merge destul de bine și merge spre bine. Nu știu dacă datorită măsurilor, dar este ok. Ne-ați dat mai multe speranțe decât domnul Boga, care e pe alt scenariu. Mi-a venit mie rândul din nou să iau cuvântul? Da, vă rog. Da, deci eu cred că ar fi bine să discut în intervenția a doua pe care o am despre pozițiile pe care le au medicii care au fost direct implicați în Italia, în evoluția bolii ca atare. Și aici am la îndemână 3 nume. Unul este Giuseppe De Dono, altul este Alessandro Meluzzi și al treilea este Stefano Montanari, care chiar dacă nu este medic, este un farmacist important din Italia, a cărui soție pe nume Gatti se ocupă de
de nanopatologii. Și ca să-i luăm în revistă, aș începe cu Giuseppe Di Donno, care nu este altcineva decât șeful secției de infecțioase din Spitalul Mantova, din Lombardia, în care au fost înregistrate primele două decese diagnosticate coronavirus. Dacă vă amintiți, era în februarie, doi bătrâni au fost înregistrați pe certificatul de deces ca morți datorită coronavirus. Și aici o să fac o paranteză, pentru că, deși am fost colegi cu domnul Constantin și avem și aceeași formație, suntem realiști amândoi, deci am studiat științe exacte, eu vreau să atrag atenția că ceea ce a spus Antonio Fauci cu privința, în privința inexistenței definiției pandemiei este reală. Deci definiția din punct de vedere matematic nu poate lăsa loc la confuzie. În momentul când definești un concept, nu poți să-l confunzi cu altul. Așa cum s-a întâmplat când s-au efectuat statisticile care au avut la bază informații nedefinite. Și nu e vorba numai de declararea și declanșarea pandemiei în mod eșalonat în diverse țări cu diverse protocoale, pentru că fiecare stat, în măsura autonomiei pe care o are, poate declanșa un protocol diferit de alt stat. Dar spuneam, nici măcar nu a fost definit până la ora actuală diagnosticul de deces datorită coronavirus. Se știe foarte clar că în momentul când a apărut discuția în Statele Unite între cei care îl consiliază pe Trump și cei care fac statisticile, deci care fac parte din task force, au intrat în conflict, imediat numărul deceselor datorită coronavirus a fost împărțit în două. Și numărul celor care au fost înregistrați în statistici ca morți datorită coronavirus a scăzut dramatic, până la 60%. Și acum să mă întorc la acest medic, Giuseppe Di Donno. Care a avut la un moment dat curajul, în momentul când se înregistrau decese pe bandă rulantă în spitalul în care lucrează el, spuneam, a avut curajul să nu respecte protocolul care era impus de Task Force Italia la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Recomandări care îndreptau cadrele medicale să ventileze, deci să-i oxigeneze pe cei care aveau diagnosticul sau simptomele de coronavirus. Și el a spus, domnule, nu-i mai ventilăm și o să încercăm o altă procedură. Vom prelua plasmă din sângele celor vindecați și le facem transfuzii și perfuzii cu plasmă de acest tip. Imediat după ce a schimbat protocolul de tratare a pacienților, spitalul din Mantova nu a mai avut niciun mort diagnosticat cu coronavirus. Acesta este un aspect. Culmea că protocolul preluat de, deci procedura pe care a adoptat-o acest Giuseppe Di Donno n-a fost imediat, cum după părerea mea era normal, difuzată în celelalte unități spitalicești. O altă curiozitate care apare din declarațiile medicilor din Italia. Dar care e intenția dumneavoastră? Ce vreți să demonstrați cu astfel de cazuri foarte concrete?
locale. Deci eu nu doresc, eu prezint anumite realități, pe urmă concluziile o să încercăm să le tragem împreună, să le tragă inițial, cei care ne ascultă. Inițial ne spuneați că nu toate morțile erau de COVID, după aceea ne spuneți că au găsit soluția cu serul ăsta și gata, nu mai murea nimeni, nici de infarct, nici de cancer, nu mai murea nimeni. Domnul Oleg, nu interpretați declarațiile mele. Eu n-am spus că nimeni nu murea de COVID sau că toți mureau de COVID. O să ajungem imediat și la cuantificatorii existențiali și universali. Eu v-am spus că s-a creat confuzie din cauza că n-au fost definite anumite concepte. Pentru că virusul e nou și încă nu e studiat. Încă nu există vaccin pentru el, încă nu se știe cu ce se poate trata. S-a încercat și de o boală și de HIV și de tot ce vrei. S-a încercat să cărpească cumva, pentru că e nou. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o problemă, într-adevăr. Rămâne de văzut cât de mare este problema, cât de repede reușesc specialiștii să o rezolve, pentru că, evident, lumea merge înainte. Eu nu sunt nici foarte optimist, nici foarte pesimist. Totuși, scepticismul nostru să nu alimenteze isteria aceea care neagă existența coronavirusului, că e o invenție a ocultei mondiale, că să ne țin în casă ca ei să continuă să fure. Sau, și mai strașnic, acum ne sperie că o să ne bage, odată cu vaccinul care încă nu există, o să ne bage și chipuri și chipsuri cu 5G și o să ne mănânce occidentalii. Hai să vorbească domnul Paiescu. Da, eu vreau să-l susțin pe Mugur aici, pentru că în privința definirii morților prin coronavirus și nu, într-adevăr, există o ambiguitate și există o ambiguitate la nivel mondial, pentru că nefiind definite aceste lucruri, se pot întâmpla următoarele situații. Și am să vă dau niște exemple ca să înțelegeți exact despre ce este vorba sau să înțeleagă cei care se uită la noi. Putem să avem un bolnav care suferă de două boli concomitent. Să zicem că suferă de cancer și suferă și de coronavirus. Și el moare pentru problemele lui de cancer. Cum îl declar? Îl declar mort de cancer sau îl declar mort de coronavirus? Sau, asta e o problemă de întotdeauna, chiar și la pandemiile de gripă, la orice. Tot timpul e o problemă. Cum îl diagnostichezi pe om care are mai multe boli? Nu la puțin. Dacă nu există o definire foarte clară a modului în care înregistrezi un deces, atunci nu poți să faci niște statistici care să fie foarte sigure. Și apar diferențe de statistici la o țară la alta. De exemplu, din câte știu eu, dar nu știu dacă știu corect, Germania nu a declarat morții. Dacă era un bolnav de mai multe boli, printre care și coronavirus, nu declară, și moare, nu declară ca fiind mort de coronavirus, ci îl declară mort de cealaltă boală, mai ales dacă era în fază terminală pe celelalte boli. Belgia, în schimb, din câte am înțeles eu, îi raporta pe toți morți de coronavirus. Chiar dacă omul era bolnav și murea, nu știu, de atac de cord, dar pentru că era infectat de coronavirus și eventual sub tratament sau sub observație, era declarat ca fiind mort de coronavirus. Deci, nefiind o definire unitară, apar probleme în a interpreta situațiile. Însă eu când mă bizui pe aceste statistici, care sunt statistici la nivel mondial, mă gândesc că se compensează una cu alta, știți? Adică cred că per medie, având în vedere că e un colectiv statistic foarte mare, putem să avem încredere, repet, dacă statisticile sunt foarte largi. Când e vorba de o țară anume, putem să nu avem încredere. Putem să fim suspicioși, de exemplu, cu privire la adresa Chinei, care se pare că n-a prea raportat cât ar fi trebuit să raporteze și cum ar fi trebuit să raporteze. Poate dacă China raporta îmbolnăvirile la numărul la care au fost ele, ajungeam și noi să ne speriem un pic mai repede și poate că n-ar fi avansat pandemia aceasta atât de mult. Așa că din punctul ăsta de vedere al definirii termenilor sunt foarte de acord cu Mugur că nu sunt încă corect și complet definiți. Sau nu sunt definiți în așa fel încât să fie operaționali. Pe de-o parte, nu am un singur lucru să mai dați voie să spun și mă opresc. Dacă vorbim de statistică, de cifre și de matematică, atunci cu siguranță că sunt necesare definiții extraordinar de clare. Pe de altă parte, dacă vrem să lucrăm cu termeni care să ne fie suficient de clari, nu e nevoie neapărat să mergem la precizia aceea matematicii, putem să acceptăm că definițiile se dau așa ca la drept.
prin gen proxim și diferență specifică sau pe la logică. Asta e așa o considerație de final. Eu aș zice că după toate aceste încercări de a defini, cred că eu să fiu un pic mai pragmatic, fiindcă nu am pretenție să fiu profesor și departe de mine acest gând. Eu m-aș, dincolo de toată treaba, deja trăim într-o realitate care deja oarecum, dincolo de noi, este definită. Lumea vorbește despre COVID, dar dincolo de COVID există probleme sociale, probleme economice, probleme, alte probleme de sănătate, probleme de educație, sunt alte lucruri și cred că trebuie să ajungem la o concluzie și cu emisiunea aceasta, fiindcă până la urmă ne putem uita la cifre cât vrem, dar realitatea pe stradă și în spitale este total alta. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ca și profesori și, repet, unul din Târgu Mureș și unul din Italia. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea aceasta? Cum se simt oamenii la voi acolo în localități? Ce și-ar dori ei? Cred că la asta trebuie să ne gândim. Până la relaxare, guvernul vrea să facă și o testare foarte amplă pe toată nația, să vadă cum stăm, care e fotografia de moment a societății. Deci, ca să încerc să-i răspund colegului din Suedia, domnului Gabriel, pot să spun că relaxarea o să vină tot de la specialiști în sănătate, pentru că dacă lumea nu se va simți din punct de vedere al sănătății în siguranță, problemele de tensiune și de interpretări vor exista în continuare. Și întorcându-mă la ceea ce s-a făcut în Italia, poate că nu numai decât din cauza faptului că eu locuiesc aici, dar pe de o parte a fost primul focar important din Europa. Numărul în Italia a crescut, dacă ținem cont de statisticile care au părut afișate de Organizația Mondială a Sănătății prin acest site World Matter. Aici lumea medicală are oarecare autoritate mondială. Dacă cel de care vă vorbeam este directorul secției de infecțioase din Mantova, sunt alte două personaje foarte cunoscute, dintre care unul nu este în relații foarte bune cu conducerea guvernamentală sanitară. El se numește, vă spuneam, Stefano Montanari și el împreună cu Rauti, probabil că ați auzit din Franța, au demonstrat imediat, pentru că făcând analize, lui s-a refuzat în primele săptămâni să primească țesuturi din cei care erau diagnosticați cu coronavirus. El cerea, mai ales de pe cadavre, țesuturi de zone pulmonare sau ca să poată să le analizeze împreună cu soția ei, care este ierarhizată în primele 32 de personalități mondiale în domeniul medicinei, doamna Gatti. Și în momentul când a reușit să aibă acces la aceste materiale, a constatat nu numai că procedeele prin ventilare erau inadecvate, chiar accelerau gravitatea bolii și eventual decesele. Și a demonstrat și afirmă peste tot și lumea începe să-l creadă că nu este vorba de o pneumonie interstițială, cum era considerată inițial, afecțiunea generată de acest virus, ci de o coagulare intervazală seminală. Așa le-a declarat, așa l-a diagnosticat și se tratează cu heparină, deci cu medicamentul extrem de ieftin. Bineînțeles, eu o spun din preluările de date. Nu sunt specialist, nu sunt
cel care să dau indicații și, Doamne ferește, nu fac pe profesor, de fapt nici nu sunt profesor încă în Italia, am lucrat în învățământ în România, iar aici o să vedem dacă înainte de pensie o să mă retrag la catedră, că nu o să mai fac ceea ce îmi place din cauza vârstei, e altă chestiune. Deci vă spuneam că recomandările pentru tratare a pacienților cu afecțiuni de, și cu infectați de coronavirus sunt cu totul altele decât cele care au fost inițial practicate și au generat explozia, avalanșa de cazuri active, dintre care o parte au fost catalogate în decese colaterale sau datorate coronavirus. De partea cealaltă, în Franța, a fost din nou o discuție foarte, foarte dezbătută, pentru că medicul Rauti a renunțat și el la tratamentul prin ventilație, deci prin oxigenare accelerată, că practic ventilatorul ce face? Îți aduce un aport de oxigen major ca procentaj în sânge. Înlocuiește plămânii. Înlocuiește plămânii. Da, e un pic mai complicat, dar oricum accelerează aspectul fiziologic al plămânilor. A înlocuit, vă spuneam, protocolul de ventilare cu medicamentul cu care tratează malaria, cu hidroxiclorochina. Și a obținut, într-adevăr, rezultate extrem de bune, pentru că, dintr-o dată, balanța agravării și a numărului de decese s-a transformat în vindecare, un procentaj foarte important. Eu v-am întrebat, dacă o să ajute testarea în masă și cineva zice că fără testare în masă nu putem decât să considerăm îndoielnice cifrele de acum și cineva ne provoacă și ne întreabă la ce părere aveți despre intenția de vaccinare în masă, la ce încă nu există, la unii deja au fost informați că va fi vaccinare obligatorie din 1 iunie. Eu am reținut întrebările, dar las cuvântul și colegilor și după aceea să revin și la testare și la vaccinare. Mulțumesc. Da, domnul Lupăiescu. A zis că în toamnă nu va mai fi un vârf foarte mare pentru că se va autovaccina lumea sau va exista vaccinul sau pentru că o să învățăm să ne distanțăm bine sau cum explicați? Eu vreau să vorbesc în continuare de pe poziții optimiste și vreau să spun, să fiu de acord cu ceea ce spunea Mugur, că nu suntem specialiști și nu prea ne putem da cu părerea ca să dăm verdicte științifice. În schimb, eu tot repet, de pe poziții optimiste, vreau să vă spun cum îmi imaginez eu că se întâmplă lucrurile. Și mai întâi am să vă spun pe ce mă bazez și atunci poate că vă veți imagina așa ca mine. În momentul în care s-a pus la noi în țară problema asta, era cu vreo cam o lună de zile, când s-a pus problema faptului că cele mai bune rezultate în sensul de cei mai mulți vindecați îi are Timișoara, s-au dus reporterii la Timișoara și au luat interviu medicilor de acolo, care au spus că, dom'le, noi am făcut tratamentul ăsta și probabil că de asta am fi avut noi rezultate mai bune. Imediat a doua zi s-au dus reporterii la Institutul Matei Balș și i-au întrebat și acolo. Și am întrebat așa, bă, voi știți de tratamentele pe care le aplică ăștia de la Timișoara? Și ăștia de la Matei Balș au zis, bineînțeles că știm, toată lumea știe, pentru că comunitatea medicală își comunică aceste opinii tot timpul și tot comunitatea medicală hotărăște care tratament este bun și care nu este bun. Îmi place să cred că lucrurile chiar așa se întâmplă și atunci când se descoperă ceva, că un anumit medicament este foarte eficient în lupta cu virusul, toată lumea îl aplică, bineînțeles că aplică la modul rațional, pentru că sunt specialiști, ei pot să decidă dacă respectivul tratament și respectiva veste că acest tratament funcționează este o veste reală și fundamentată științific sau nu. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că nu putem aici, nu
sunt un pic de acord cu tonul pe care l-a dat colegul din Italia, și anume că cineva a descoperit ceva și ceilalți n-au fost de acord. Dacă n-au fost de acord, eu mă gândesc că au avut o bază științifică destul de mare ca să nu fie de acord. Institutul Matei Balș nu cumva e cel condus de vestitul doctor Străinu care zicea că nu vă dați cu spirit medicinal, că n-ajută? Nu, numai puțin. Eu cred în primul rând că Străinu este un specialist bun. Cred că a fost măturat și s-au găsit tot felul de bube. Probabil că o mai fi spus și prostii omul, pentru că orice om cât o fi de deștept mai spune și niște prostii, dar în orice caz eu sunt convins și aici chiar mi-ar plăcea dacă mi-ați dat câteva minute să vorbesc despre un anumit aspect. Eu sunt convins că totuși acolo la Matei Balș noi avem specialiști foarte buni. Și, sau hai să vă zic altfel, nu cred că avem în altă parte specialiști mai buni decât sunt acolo. Pentru că totuși ani de zile acolo s-a condensat inteligența românească în materie de epidemiologie. Dacă îmi dați minutul acela, aș vrea să, de fapt nu unul, că îți vreau 3-4 minute, vreau să vă citesc un răspuns tot în legătură cu chestiunile conspiraționiste și cu cei care latră că știu ei mai bine decât specialiștii cum sunt lucrurile. Și ei știu mai bine pentru că s-au informat de pe internet. Așa fac, de exemplu, antivacciniștii. Despre antivacciniști eu am o anumită părere pe care o să mi-o expun și pe aceea imediat, dar deocamdată aș vrea să-mi dați voie doar să vă citesc un răspuns pe care îl dă un om de știință, unuia care susține tot felul de bazaconii în legătură cu partea științifică, să zic, și cu ceea ce trebuie să facem în legătură cu pandemia, dându-le conflict oamenilor de știință. Eu fac o mică paranteză pentru că este necesară. Sunt trist și poate că Mugure o să-mi dea dreptate. Voi ceilalți sunteți un pic mai tineri. Apropo, eu vreau să vă tutuiesc și sper să nu vă deranjeze lucrul ăsta. Faceți și voi la fel. Eu am spus lucrul acesta și nu întotdeauna mi se dă dreptate. Eu cred că pe vremea lui Ceaușescu totuși meritocrația era la cinste mare față de cum este acum. Acum tot prostul se crede deștept și pentru că el se crede deștept, nu-i mai apreciază pe cei care cu adevărat sunt deștepți. Cred că acum meritocrația chiar a căzut într-o umbră nepermisă. Și dați-mi voie să vă citesc aici, nu-i mult, sunt câteva fraze. Unul din sfaturile pe care îl dădea un așa numit înțelept care se informează pe internet era următorul. Citez. Oprește știrile și începe cercetările independente. Adică voia să spună, nu te uita tu la ce spun specialiștii la televizor, cercetează tu că tu ești mai deștept. Așa îi încurajezi pe cei care te urmăresc pe Facebook, zice prietenul care îi răspunde. Ai uitat să le spui că înainte de a începe cercetările, urmăritorii tăi vor trebui să facă facultatea de medicină sau de biologie, apoi un doctorat de vreo 5 ani și în fine să dobândească o experiență de laborator de încă vreo 5 ani cel puțin pentru a ști cum să facă cercetările. Apoi ai uitat să le spui să pună câteva milioane de euro deoparte pentru cheltuielile experimentale în laboratoare. Ai uitat să le amintești că cercetările durează ani de zile, au nevoie de echipe de oameni înalt calificați, un efort susținut și nu în ultimul rând de minți luminate care să înțeleagă rezultatele cercetărilor. Dragă Cezar, așa se face o cercetare. Ți-o spun doi oameni în domeniu. Cei care răspund sunt chiar cercetători. Cercetarea nu o faci citind câteva articole pe internet scrise de oameni incompetenți și inconștienți. Aceea nu e cercetare. Și da, dați-mi voie să termin, că nu mai sunt decât câteva fraze. Este mai ușor să iei de-a gata informațiile de la TV decât să gândești cu mintea ta educată și formată adecvat. Asta o știe orice cercetător în domeniul medical, care gândește cu mintea lui zeci de ani pentru a aduce apoi către ceilalți rezultatele cercetărilor sale. Lumea pe care o propui cititorilor tăi, una lipsită de cercetare și de cercetători și pare să și lipsită de doctori, una fără vaccinuri, fără medicamente, că sunt toate produse de organizații criminale, Big Pharma, nu-i așa? Te rog să ne crezi că este o lume sumbră pe care nu credem că o poți dori în mod sincer pentru copiii, prietenii și
și cititorii tăi. Acesta este răspunsul pe care îl dau niște oameni cu adevărat de știință, care știu cum se face știința, unuia care are impresia că știe el mai bine decât medicii și el e mai deștept decât toate autoritățile care iau hotărârile acestea care se iau. Cred că dacă meritocrația ar fi un pic mai mult la locul ei, am avea și noi modestia de a accepta lucrurile acestea care se fac. Sigur că probabil se fac și greșeli, dar nu avem altă cale mai bună decât să urmăm ceea ce ne spun oamenii care sunt adevărat deștepți. Mă opresc. Vă rog frumos să mă scuzați, am primit un telefon de la un patron, a unor român din Suedia, unul dintre muncitorii lui este la medic și m-a rugat să îi traduc cazul. Vă las, îmi cer scuze, nu vreau să fiu nepoliticos. O seară plăcută. E ok. Și celor care sunt sceptici și se tem că cu vaccinul o să li se bage chipsuri, e bine să știe că multe boli au fost de mult eradicate datorită oamenilor de știință și vaccinurilor. Și rujeola ar fi fost de mult eradicată dacă nu s-ar fi potrivit unii deștepți vaccinării. Și acum, pe lângă pandemia asta de COVID, avem și o epidemie de rujeolă în România. Am să încerc atunci să abordez și din punctul meu de vedere cele două aspecte. Testarea, rețin că se puseseră pe tapet, și vaccinarea, nu? În privința testării, e opinie personală, eu o rețin extrem de eficace în momentul când, într-adevăr, oamenii meritocrați, deci cei care au competențe comprovate, deci demonstrate în sistemul medical, vor decide că există un protocol științific bine definit în ceea ce privește testarea. Deci atunci când vor reuși, pentru că în Italia există dubii inclusiv în privința protocolului de test. Dacă este simptomatic, asimptomatic, pozitiv, nepozitiv, deci este încă o nebuloasă după, din februarie până în mai sunt 3 luni. Deci în 3 luni de zile, după părerea mea, dacă lucrurile decurgeau în mod științific, aceste lucruri ar fi trebuit să fie clarificate. La fel cum cred că ar fi trebuit să fie clarificată originea epidemiei, a pandemiei. Deci suntem după 6 luni de zile în care pe canalele media, pe net, între specialiști, nimeni nu recunoaște în mod unanim sau majoritar, domnule, virusul COVID-19, că a apărut anul trecut, de aia probabil au și spus 19, are la origine laboratorul, pipistrelul, a treia variantă, nu mai știu că eu nu mă plasez nici în partea conspiraționiștilor, nici în partea naivilor, să spun, care iau lucrurile de-a gata așa cum apar în toate. Încerc și eu să analizez materialele care le am la dispoziție ca să-mi fac și eu o impresie personală. În legătură cu vaccinările, chestia este simpatică. Este simpatică pentru că are cumva un istoric similar cu istoria pandemiei. Pentru că dacă vă uitați tot în Wikipedia, pandemia culmea că înainte de 1999 avea o definiție clară. Dacă nu greșesc datele, era nevoie de 10 țări cu 2000 de morți diagnosticați clar pentru gripa, epidemia respectivă, dacă nu greșesc. Ulterior, au fost diverse intervenții în legislația Organizației Mondiale a Sănătății care au șters datele concrete și le-au transformat în descrieri care pot fi interpretate. Acum, trecând la vaccinare. Uh,
Despre gripa spaniolă de acum 100 de ani s-a aflat că venea de fapt din Statele Unite, pentru că acolo era țară liberă și exista presă liberă. Acum, în anul 2019, se pare că vine dintr-un stat totalitar, din China, și nu prea putem afla cum a apărut. Depinde de competența și verticalitatea celor care totuși lucrează în domeniu, pentru că în mod normal, cât o fi regimul de totalitar, noi am trăit în regim totalitar și îl cunoaștem bine, că eu am prins partea de Ceaușescu până la 28 de ani și oricum aveam o oarecare logică și reușeam să mai filtrez, să discern lucrurile. Și am să fac o paralelă. Eu mi-aduc aminte, când eram pe timpul comunist, dictatorial, recunoscut, pentru că se știa că se minte la scară mare, era minciuna și cum să o numim, păcăleala. Era politică de stat. Deci în perioada respectivă erau interzise posturile, cele două care ajungeau, de fapt toate, dar două din ele pătrundeau cu frecvență pe teritoriul României. Era vorba de Europa Liberă și Vocea Americii. Da? Același lucru sesizez în momentul de față cu privire la anumite canale media care sunt considerate vârful de lance a propagandei ruse. Și lumea are frică să le asculte ca un punct de vedere comparativ din cauza represiunilor sau în caz mai lejer a fi priviți de concetățeni ca și conspiraționiști, să spunem. Nu? Sau cei care se dau de partea lui Putin, ca să spunem așa popular. Acum, în privința vaccinurilor, eu nu mă refer la vaccinul care se va face, dacă se va face, cum se va face, pentru că, așa cum știm foarte bine, medicina a evoluat și vaccinurile au salvat diverse epidemii, ca tuberculoza contagioasă, și eu personal m-am vaccinat cu sau fără voia mea sau a părinților, pentru că pe vremea lui Ceaușescu nu se discuta. În clasă venea asistenta medicală cu seringile și ne lua la rând. Pac, 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 ne făcea vaccinul cu tare, vaccinul cu tare. Nici nu mai țin minte ce vaccinul ne-a făcut. Se pare că noi am supraviețuit bine și nu știu dacă au fost cazuri, repet, la limita statisticilor care au reacționat negativ la vaccinurile care s-au făcut în perioada respectivă. Dar uitați-vă ce spune acest Stefano Montanari. Pentru că n-am vorbit despre profitorii acestei perioade. Pentru că aici spune lumea foarte clar. N-au vrut să renunțe la protocolul cu ventilatoare pentru că ventilatoarele erau deja cumpărate și trebuiau plătite. De aici a venit scandalul și discuțiile. De asta s-au grăbit să facă ventilatoare toate firmele posibile, să bage la imprimante 3D, pentru că nu le ajungeau. Deci eu vă dau un alt exemplu în legătură cu măștile. Parcă vorbeam de ventilatoare și acolo în Lombardia mureau oameni pentru că nu aveau loc la ventilator. Și trebuia să aleagă pe cine lasă să moare. Invers, mureau pentru că erau ventilați. Astea sunt versiuni. Deci vedeți cât sunt de diferite opiniile, dar eu am încercat să explic fenomenul. Așa pe internet e ușor să te dai cu părerea. Vorba domnului Lupăiescu, da, să faci întâi o facultate de medicină. Deci eu nu m-am dat cu părerea. Eu am descris cazul doctorului din Mantova, care a avut decese foarte numeroase, care îi umpleau spitalul și morga la Mantova, iar după ce a renunțat să ventileze, nu a mai avut probleme. A fost sunat de la ONU și l-au întrebat cum anume procedează. Și noi avem cazurile oamenilor de 101 ani salvați cu ventilatorul sau iată episcopului de 90 de ani care e salvat de sistemul medical, inclusiv ventilare, inclusiv transfuzie de plasmă. Deci, repet, eu am încredere în ceea ce spune medicul respectiv, pentru că a fost în prima linie, a avut datele
extrem, din punct de vedere statistic, extrem de numeroase, deci putea să tragă concluzii pe bază de numere, nu pe bază de cazuri unicat. Pentru că România nu știu dacă are situația Italiei la contagiozitate și la număr de cazuri pozitive. Aici a fost într-adevăr o problemă reală, mai mult sau mai puțin, dar din punct de vedere a numărului, Italia a avut și număr activ de situații și decese declarate, evident, superioare României, după părerea mea. Deci de-aia cred eu că să luăm din părerile celor care au lucrat direct în câmpul sanitar din Italia este un punct de referință. Da, dar nu a unui singur medic care vă place. Păi haideți să discutăm al doilea, da? Despre Montanari, care vorbește despre vaccinuri. Ok. Ce spune Montanari despre vaccinuri în general? Nu despre vaccinuri cu chip. Da, există vaccinuri cu chip? Există vaccinuri cu chip? Păi eu știu dacă există. A, de-alea cu chip cu 5G. Dumneavoastră spuneați de chip sau... Haideți să-i dau cuvântul și domnului Costel, eu să-mi iau o scurtă pauză și după aia revin la discuția cu vaccinurile, cu sau fără chip. Da, eu am să îți propun că atunci când vorbește Oleg să-ți închizi microfonul, pentru că dacă tu lași microfonul deschis când vorbește Oleg, nu mai auzim ce spune niciunul dintre voi. Eu, moderator fiind, ar trebui să pot interveni peste oricine. Și de aceea domnul Bug ar trebui doar să facă sunetul mai încet, nu să-l închidă de tot, pentru că eu trebuie să pot interveni și peste cei care vorbesc, cu întrebări, cu completări. Da, acum a plecat. Eu am închis acum când ai vorbit tu și am închis ca să se poată auzi ce spui tu. Eu n-au ce spui tu dacă el nu are microfonul închis. Și asta era ceea ce voiam să spun. Vreau să vă spun un pic și care este părerea mea despre vaccinuri și eu nu știu dacă vorbim doar între noi sau mai este cineva care ne ascultă, sper să mai fie și alții care ne ascultă. Eu știu că funcționarea vaccinurilor este pur statistică, în sensul că pentru ca să poți eradica o boală sau pentru ca să poți stopa răspândirea ei, este necesar să ai o anumită acoperire vaccinală. Acoperirea vaccinală este procentuală și să zicem că avem o boală la care trebuie să ai o acoperire vaccinală, zicem, de 93%. Cifra de 93% nu este întâmplător aleasă, pentru că am impresia că o țară stă bine în general la epidemii dacă are acoperire vaccinală de 93%. Acum vreo 3 ani, 2017 aproximativ, România avea o acoperire vaccinală de 95%. În urma acțiunii feroce a antivacciniștilor pe toate canalele, dar mai ales pe internet, adică acelor despre care vorbeam eu mai înainte și spuneam că nu au respect pentru oamenii de știință, pentru că se cred ei măcar la fel de deștepți, dacă nu mai deștepți decât cercetătorii care au zeci de ani în spate de muncă, acoperirea vaccinală a României a scăzut într-un an cu peste 5%, adică de la 95% a ajuns la sub 90%, serios sub 90%, adică intrând în zona de risc. Și cred că atunci când este vorba despre vaccin, acesta nu trebuie să fie o opțiune individuală. Sunt foarte mulți care spun: domnule, eu sunt de acord cu vaccinurile, eu sunt de acord că tu, stat, să zicem, ai inventat un vaccin bun și că este ok, dar eu ca individ, în virtutea dreptului meu la opinie, trebuie să am dreptul să nu mă vaccinez. Eu nu sunt de acord cu asemenea gândire și nu sunt de acord cu asemenea libertate. Pentru că, dacă îmi dați voie să vă dau un exemplu care mie mi se pare oarecum similar, este ca și cum eu aș zice așa: eu nu am nevoie de armată pentru că eu nu mă tem de niciun invadator, prin urmare eu nu cotizez la bugetul de stat.
Pentru că eu nu folosesc armata. Folosiți voi, care aveți nevoie de armată. Sau eu nu mă tem de hoți, eu n-am nevoie de poliție. Da? Să cotizeze cei care se tem de poliție, eu sunt ferit. Ei bine, lucrurile nu merg așa. Sunt anumite lucruri pe care o societate le decide în ansamblul ei și decide că este bine pentru membrii cetățenilor respectivi și toți cetățenii trebuie să respecte regula care se impune din moment ce lucrurile funcționează statistic. Pentru că uitați-vă cât de dezastros poate să fie un curent dintre acesta antivaccinist și dați-mi voie să vă spun pseudoștiințific și de proști. Cunoașteți probabil... Hai să le zicem ignoranți. E efectul Dunning-Kruger. Cred că știți, e foarte răspândit. Foarte răspândită cunoașterea acestui efect pe internet. Sunt doi psihologi care au arătat că, cu cercetări statistice, cum se fac în psihologie, că cu cât ești mai prost, deci cu cât ai un IQ mai mic, cu atâta te crezi mai deștept. Și te crezi, ai impresia că și ceilalți care au multă muncă în spate și multă gândire deasupra ta, să zic așa, ai impresia că ei sunt la același nivel cu tine și tu poți să-ți dai cu părerea. Și știți că efectul Dunning-Kruger asta spune, cu cât ești mai prost, cu atât ai mai multă încredere că ești deștept. Ăsta care e deștept stă și se gândească, știe ce înseamnă munca adevărată, știe ce înseamnă cercetarea adevărată și are respect pentru știință și se mai și îndoiește un pic de ceea ce zice el. Dar uitați-vă că antivacciniștii sunt atât de vehemenți încât, vă rog să mă credeți, mie mi s-a făcut frică. Astăzi am postat această frază pe internet, pentru că era tot așa un antivaccinist pe unul din grupurile pe care sunt eu, erau postate mesaje antivacciniste și am spus, domnilor, deja mie nu mai vine să râd. Că râdeau de cât de prost e ăla, că grupul era un grup pro-vaccinare, bineînțeles, și ziceau, îl puseseră de râs, să râdem acolo și să scriem tot felul de lucruri nostime la adresa cât e de prost antivaccinistul respectiv, care vine cu niște argumente dintre astea ieftine. Le-am zis, bă, mie nu mai vine să râd, mie deja frică, pentru că dacă tot timpul vorbești despre faptul că vaccinul este rău, dacă tot timpul vorbești despre faptul că tu ai libertate să decizi și așa mai departe, se induce acest sentiment că într-adevăr s-ar putea să fie ceva rău. Și dacă vreți numai pe raționamentul românesc, unde nu e foc, nu iese fum. Sau dacă iese fum, sigur că trebuie să fie și un pic de foc acolo. Și cred că ar trebui interzise pur și simplu și răspândirea acestor idei. Sigur că se fac greșeli, sigur că sunt profitori, că zice colegul meu. Da, e adevărat, mai ales când apele sunt tulburi. Fie că sunt tulburi din pricina unei crize, fie că sunt tulburi din pricina unei revoluții, cum a fost Revoluția Română, fie că sunt tulburi, uitați-vă acum, pentru că este o pandemie, cu siguranță că gunoaiele ies la suprafață, știți? Când se tulbură apa, ies gunoaiele deasupra. Și gunoaiele sunt cei care sunt profitori și... Să zicem că sunt gunoaie dintre astea care sunt răuvoitori intenționați și mai sunt și unii care sunt proști și care sunt în posturi de decizie. Deci sunt convins că există și medici care greșesc, și medici care trec pe lângă tratamente bune pentru că ei sunt slab pregătiți. Și avem o grămadă de politicieni incompetenți care nu fac ceea ce ar trebui să facă, fie din prostie, fie din reavoință, fie pentru că ei urmăresc un interes. Dar mai spun o dată, nu avem altă cale mai bună. Până una alta este ceea ce avem. Sunt oamenii pe care îi avem noi, sunt politicienii la ei, mă gândeam, pe care îi avem noi, sunt oamenii de știință pe care îi avem noi și este cunoașterea cea mai bună pe care o avem. Trebuie să fim optimiști, să o luăm în brațe și să mergem înainte, sigur, criticând ceea ce e de criticat și îndreptând ceea ce se poate îndrepta. Cineva dintre spectatorii noștri comentează, e vorba probabil chiar de un coleg al nostru din Partidul Verde, zice, eu pentru puștiu meu, Cornel Burete spune, am făcut vitamina D3 injectabil, altfel aveam varianta să-i dau Vigantol picături, s-a dovedit că a fost o alegere înțeleaptă, a căzut de nenumărate ori cu bicicleta și n-a avut nicio fractură, în schimb cei cu Viganto, la prima căzătură își fracturau imediat oasele. Așa este și cu vaccinurile. Depinde cine îl face. Și zice că a făcut BCG în armată
și n-am mai murit. Să știe ce lipsuri erau în armata română în anii 90, tot Cornel Burete ne informează. Întrebați câți ne privesc, de regulă cam 20 de oameni sunt mereu cu noi, deci încă putem continua. Dacă vreți, avem mai mult de o oră de când vorbim, dar eu nu mă grăbesc nicăieri, dacă vrea domnul Buga să mai aducă niște exemple cum e deci din Italia, să mai zică ceva domnul Lupaescu. Da, vreau să spun o vorbă în legătură cu modul în care tragem noi concluzii științifice. În momentul în care, noroc că exemplul pe care l-ai dat a fost un exemplu bun. Dacă îmi dai exemplu de unul care a făcut un vaccin, chiar și coleg de-al nostru, și zicea că după aia s-a simțit rău, îți spuneam, dar oricum e valabil și în cazul acesta, că nu putem să tragem concluzii despre fapte individuale. Majoritatea antivacciniștilor vin cu tot felul de cazuri pe care le scot în față, că am eu o vecină care are un copil autist. Nu așa se face știința și bineînțeles că nu așa trebuie să tragem concluzii și nu așa trebuie să hotărâm ceea ce vom face noi în continuare. Tocmai de aceea trebuie să avem un pic de modestie, să ne uităm la ăștia care știu. Am mai zis o dată, nu sunt ei Dumnezeu care au adevărul absolut, dar mai zic încă o dată, e cel mai bun lucru pe care noi îl avem. Domnul Buga, el se uită la oameni care știu, dar sunt din Italia și s-a numit medic. Ei, o să schimb acazul și o să trec la oameni din România, extrem de informați, extrem de suspuși și o să-mi confirmați dumneavoastră dacă, din punct de vedere cronologic, datele pe care le-am notat eu se confirmă, ca să nu cădem, Doamne ferește, în situația de fake news sau informații nefondate. Și persoana la care mă refer, cred că o cunoaște sau o veți cunoaște în momentul în care o să vă spun citatul, care sună în felul următor. Cred că între timp toată lumea s-a lămurit că fără vaccinare nu se poate. Prevenirea acestor epidemii prin vaccinare sistematică, obligatorie și mă opresc aici. Și revin la știință și la ceea ce spuneam ceva mai devreme, ce înseamnă cuantificator universal și cuantificator existențial. Pentru că în final, și cred că domnul Constantin o să poate să-mi confirme, lucrurile se transformă în impulsuri care sunt sau fals sau adevăr, sau da sau nu, sau bine sau rău, evident cu toate nuanțele care derivă ulterior din toate aceste diferențieri care sunt destul de clare. Și când spune domnul, cred că ați recunoscut personajul, nu? Nu e nevoie să-l nominalizeze. Sau dacă facem politică, haideți să-i spunem pe nume. Este președintele României, Klaus Iohannis, care a făcut prima declarație pe 18 mai 2017. A publicat-o DG24, High Definition, o găsim pe YouTube, o înregistrare foarte scurtă de 34 de secunde. Deci poate fi verificată, dacă doriți să notați. A doua... Când ești în direct, nu întotdeauna spui ceea ce poți răspunde după aceea și poți asuma. Deci poate a fost scos din context, poate după aceea nuanțat. Vă rog să mă faceți să înțeleg intervenția ca să știu cu ce să vă răspund. E vorba de Iohannis, care dădea interviul la DG24 HD. Bine, pe YouTube a fost selecționată fraza pe care, bine... Numai 30 de secunde, nu s-a pus tot contextul. Mergem mai departe. Aceeași frază a fost repetată tot de domnul președinte în 2018, acum 2 ani,
la știri B1 TV și vă spun și numărul de vizualizări care apare pe YouTube, 125.000, deci numeros, care are același citat pe care vi l-am recitat eu, fără niciun fel de modificare. Sunt cuvintele și intonația, că mi-am pus problema, zic, au copiat aceeași declarație sau el repetă declarația ca o lecție, ca o poezie învățată foarte bine. Am sesizat o diferență. Uneori spune acestor epidemii și alteori spune unor epidemii. Deci mă face să cred că a declarat-o de mai multe ori și că nu este un citat extras și copiat de trei ori. Iar a treia oară este în primăvara aceasta, pe 3 martie, cu 6.000 de vizualizări. Poate vorbea despre gripa porcină. Nu știu dacă se referea să vaccineze porcii sau să vaccineze. Dar nu e așa că e important. Eu, sincer să fiu, eu personal nu mă pronunț. Eu mă pronunț asupra unui aspect. Că un președinte a unei țări, cu o pregătire care se reține a fi superioară și importantă, poate să vorbească în numele tuturor. Deci el nu lasă excepții la nimeni. Eu repet, eu personal m-am vaccinat. N-am avut experiențe negative. Montanari demonstrează contrariu. Probabil că nu o să avem timp în seara asta. O să vă las la dispoziție video lui, care e de un sfert de oră, în care demonstrează din punct de vedere științific rolul mercurului, care este un element de conservare a vaccinului, asupra sănătății organismului. Ce efecte face asupra enzimelor și cum pot să evolueze din punct de vedere fiziologic medical. Acum, eu spun, dacă eu aș dori ca un anumit vaccin să nu-l fac, domnul Iohannes a afirmat că inclusiv eu doresc sau am înțeles că vreau să fac vaccinul. Aici este chestiunea care pe mine m-a șocat, că nu lasă libertatea unei persoane de a alege. Deci în matematică, în primul an de facultate, am rămas șocat că ne-a prezentat o axiomă. Și mă gândeam, zic, domnule, dar de ce nu ne-au predat axioma asta în timpul liceului sau în timpul școlii generale? Care se cheamă axioma alegerii, care are un enunț atât de simplu, care spune că între două alternative poți să alegi una din ele. Și aici se încheie axioma. Și probabil că de asta lumea este interesantă și frumoasă, că este diferită. Deci nu facem toți la fel. Bine, în momentul când, cum spunea domnul Constantin, o persoană nu este întreagă la minte și devine periculoasă pentru ceilalți, normal că comunitatea și societatea trebuie să se protejeze și să ia măsuri. Dar în momentul când analiza, se face suficient de bine. Deci dacă unul este lepros, să-l chemăm, nu? Și nu are conștiința să se trateze, să se izoleze și încearcă să vină în contact cu ceilalți, cum este cazul virusului HIV, nu? Care nu este transmisibil ca gripa, are alte căi de transmisie, dar care este extrem de periculos și mortal. Sau TBC. Nu? Sau TBC. Exact, sau TBC-ul. Evident că unul, în momentul când constată că este bolnav, trebuie să-și ia toate măsurile de prevedere. Și dacă nu vrea? Dar să-i tratezi pe toți împotriva virusului HIV pentru că o anumită categorie o au, mi se pare o chestiune de discutat. Mulțumesc. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc și închid microfonul. Dacă e mai ușor de comunicat așa.
Avem o oră, aproape o oră jumate de când vorbim. Dacă vreți să facem niște concluzii și să închidem, dacă mai aveți ceva de spus lumii, îndrăzniți. Dar nu cred că are rost să mai deschidem teme, subiecte noi. Domnul Lupaiescu își pornește microfonul. Da, nu am nimic de spus decât că eu am zis în momentul în care am acceptat invitația la această discuție că eu nu mă consider specialist și că prefer să îi las pe specialiști să decidă și asta este în continuare opinia pe care mi-o păstrez. Dacă este vorba despre axioma alegerii, eu sunt foarte de acord că ar fi bine să funcționeze această axiomă așa cum vrea prietenul meu, cu condiția ca să funcționeze în felul următor: să obligăm comunitatea științifică să creeze două vaccinuri diferite și să-i dăm voie fiecărui individ să decidă pe care din cele două îl face. O seară bună, vă doresc! Mulțumesc foarte mult, ambilor, Mulțumesc pentru foarte mult, ambilor, pentru intervenție. Da, vrea și intervenție. domnul Buga Da, să vrea zică și domnul ceva. Buga să zică ceva. Păi, cel puțin să-mi iau și eu la revedere și să vă spun că mi-a făcut plăcere să avem această discuție și să-l revăd pe Costel și să regret că n-am avut timp să facem și vreo glumă legată de argumentele astea, care sunt extrem de serioase pentru că preocupă toată lumea, dar cred că ar putea să și detensioneze o clipă starea de, să zicem, de neplăceri care o creează, pentru că evident, situația de pandemie a creat extrem de multe tensiuni și extrem de multe situații la care lumea așteaptă să pună punct și să o reia de la capăt, cel puțin la fel ca înainte. Pot să Eu închei eu mulțumesc cu o și pot glumă să dacă închei eu cu vreți, glumă dacă dacă mă vreți, lăsați. dacă mă lăsați. Adică să închideți Adică microfonul, să închideți mulțumesc. microfonul, mulțumesc. Abia aștept data de 13 să se facă 2 luni de când am donat ultima dată sânge, să merg să mai donez o dată și îmi pare rău că n-am luat COVID, să mă autotratez și să am ser din ăla fain care salvează vieți. Dacă ar fi necesar, mă duc să fac vaccinul ca probă, că am auzit că se recrutează voluntari, chiar se plătește pentru asta. Eu mă duc voluntar neplătit să contribui la dezvoltarea științifică și la salvare de vieți. Da? A ieșit o bună glumă. Mulțumesc foarte mult pentru participare, domnul Mai Constantin glumă, Lupaiescu de la Mureș. Cum e? Felicitări pentru atitudine. O seară bună tuturor ascultătorilor voștri. Da, și Mihai Buga Da, și din Mihai Buga nordul din Italiei. Nordul Italiei. Toate cele bune, sănătate și la revedere. Seară bună.